Franco, morto per strangolamento in Moldavia. Un italian a murit suspect la Soroca. Ultima discuție la telefon între fiul său și Franco Bernardo, în vârstă de 62 de ani, sugrumat și ucis în seara zilei de 31 mai în Moldova, ar fi avut loc chiar în seara crimei, în jurul orei 21. Fiul observase o voce ciudată de la părinte, puțin răgușită, aproape de parcă plângea sau își ținea lacrimile. La donna moldava chiedeva. Moldoveanca a cerut și 100.000 de euro pentru returnarea cadavrului în Italia. Prea multe lucruri erau neclare în această moarte subită și misterioasă și astfel rudele italianului au apelat la un avocat care a început investigațiile. Iubita lui Franco Bernardo ar fi oferit cel puțin 3 versiuni diferite ale morții bărbatului. Mai multe surse mass media din Italia, România și Moldova au scris despre moartea suspectă a lui Franco Bernardo, un italian din provincia Como, regiunea Lombardia. Aproape în toate aceste publicații, autorii au scris că iubita bărbatului ar fi implicată în crimă. Până la acest moment, nimeni dintre jurnaliști nu a vorbit cu iubita lui Franco. Noi am găsit-o și femeia ne-a povestit versiunea ei despre cele întâmplate. Un șoc puternic? Franco, vin repede eu, îl mișc. Din presa italiană aflăm că, după ce cadavrul bărbatului a ajuns în țara natală, oamenii legii de acolo au dispus o autopsie repetată, care a arătat un rezultat de-a dreptul înfiorător. Autopsia efectuată la Como a dezvăluit că Franco Bernardo a murit din cauza asfixiei mecanice în urma strangulării. Noi am încercat să discutăm cu rudele lui Franco Bernardo, cu avocatul familiei lui și cu oamenii legii din Moldova. Despre reacțiile lor aflăm mai târziu. Noi am mers acasă la iubita lui Franco Bernardo. Am găsit-o în curtea casei, acolo unde și s-a întâmplat tragedia. Femeia a acceptat să vorbească cu noi, cu condiția că noi vom arăta fața și că, ulterior, vom publica întreaga discuție. Link-ul la interviul neredactat cu iubita răposatului italian este în descrierea acestui video. Când am ieșit, era aici, cu picioarele încoace, cu capul încolo. Femeia de 56 de ani spune că se simte nedreptățită. Asta pentru că în știri s-a vorbit despre ea ca despre o infractoare. Asta este versia mea și asta va fi. L-am luat de braț repede să-l trezesc, l-am pus pe genunchi, era foarte greu, l-am mișcat un pic. Iubita lui Franco spune că a avut o căsătorie nefericită. Nevoile au făcut-o să plece în străinătate de dragul fiului ei pe care l-a crescut de una singură. A muncit o perioadă în țara vecină, la Galați, iar din 2011 a mers la lucru în Italia. În ultimul timp ea muncea la un hotel din provincia Como, regiunea Lombardia. Anume acolo, acum un an, femeia l-a întâlnit pe Franco, care muncea în aceeași pensiune. Noastră anterior ați fost căsătorită. Păi asta au fost 37 de ani în urmă, care niciodată n-am mai văzut soțul. Niciodată nu l-am văzut de atunci. Dar în 2011 sunt peste hotar și mereu în regulă, mereu cu contracte, mereu la hotel, am muncit un pic la restaurant. Lucram ca guvernant. Dar Franco ce muncea? El e instalator la hotel și la restaurant, camerierul cum mai lucrat. Da. Era un om simplu, foarte simplu. Și foarte, foarte amabil, foarte săritor. Foarte săritor. Eu n-aveai motive cu el să te cerți. N-aveai motive să-i zici măcar de mai încolo. N-aveai motive. Toate vecinilor, toți vecinilor îndrăgit. Și aici și acolo. Femeia povestește că atunci când l-a cunoscut pe Franco, bărbatul era în proces de divorț. Acesta i s-ar fi plâns de repetate ori că nu a avut o căsnicie fericită. A rămas în relații proaste cu soția și nici cu feciorul său nu se împăca prea bine. El era mereu supărat că băiatul lui era foarte rece cu dânsul. Foarte rece. Și spunea, eu am 4 lauri, tu cine ești? El asta îmi repeta mereu, că băiatul lui foarte rece cu el, foarte. Dintotdeauna au fost, nu l-au considerat ca un părinte iubitor ca asta. Asta da, splângea chelci, uite, atât de bine mă împac cu băiatul tău și cu băiatul meu nu se poate. În ce relație era Franco cu fosta lui nevastă? Nimic. Deci, niciodată nu s-auzi eu la telefon, numai că când se împart apartamentul. Când trebuie să împart apartamentul, că ei s-au împărțit cu avocați. Avea și el avocat și ea. Și îi spunea că, uite, așa să vii să-ți iei hainele, să vii să-ți iei ce mai ai și atât. Și când s-au împărțit apartamentul, știu că el a ieșit supărat de acolo, a ieșit că a zis că i-a luat bani și pe mașină, mașina era a familiei, și i-a dat bani mult mai puțin decât trebuia să-i dăie. Dar el era separat, el nu avea nimic cu ei, el nu avea nicio haină acolo, nu avea absolut nimic. El era concubinul meu. Un an de zile a stat la noi, un an și vreo 2 luni. Noi am muncit împreună,
dar eram numai cunoștinți, eram pur și simplu colegi. Și după aia eu nu mai munceam acolo, am vreo 3-4 ani, nu mai munceam acolo și ne întâlneam așa pur și simplu. Și el foarte insista să ieșim la o pizza și din trăiește așa s-a luat. Dar am fost foarte, foarte uniți. Femeia îl descrie pe Franco ca pe un partener iubitor. Alături de el s-a simțit prețuită. Spune că bărbatul era atent cu ea și o răsfăța așa cum știa el mai bine. El era foarte, un om foarte, foarte drăguț. El nu a fost un om bogat, nu a avut nimic, absolut nimic. Odată nu ne-am certat, dar am făcut de toate. Mă trezim dimineața, cafeaua pe masă. Mă întorcesc, mă duc să fac baie, pat făcut. Luam aspiratorul să aspir, el de următ și spăla. Deci știți ce înseamnă totul? Vasele, spăla. Deci totuși, eu așa ori om bun n-am văzut. Italianul era pur și simplu îndrăgostit de Moldova, spune iubita lui. Ea mai adaugă că bărbatului îi plăcea mult să petreacă timp în curtea casei și să comunice cu vecinii din satul Alexandru cel Bun, acolo unde este situată locuința femeii. În data de 27 mai, cei doi au venit din nou în Republica Moldova. Eu îi spuneam lui că eu fac casa aici și cu timpul eu cred că am să mă mut aici, băiatul acolo. Și el a insistat, pot să vin și eu în vizit, când mă inviți. Păi el zice că mi-e place. Vreau și eu să vin, vreau să stau aici, căci e libertate, lumea este mai sociabilă. Pe ce dată ați venit în Republica Moldova? Pe 27, seara. Că am venit să dovedim la ziua lui, din nașterea lui vecina. El insista. El lua și cadou, tot. În scurt timp vom afla ce spun ultimii care l-au văzut pe Franco în viață. Totodată vom vedea imagini care au surprins bărbatul cu puțin timp înainte de moarte. Dar mai întâi să aflăm ce povestește iubita italianului despre ultima zi din viața lui Franco, 31 mai 2023. În ziua respectivă, când s-a întâmplat, am fost la Chișinău, ne-am dus să ducem băiatul și pe normea, că plecau deja la Italia și a fost și vecina noastră de casă cu noi. Cei doi parteneri nu au mers de unii singuri la Chișinău. I-a însoțit o tânără de 19 ani, care locuiește în același sat. Noi ne-am punit la doctor. Domnul a fost foarte vesel, adică nu avea nicio problemă. Te-a glumit cu doctorul, că va trăi 101 ani. Nu pot să zic că avea ceva motive de, nu știu, de tristețe sau ceva. Am râs, am glumit, ne-am oprit pe drum la benzinărie. A fost la doctor. La ce doctor? Am fost cu unii eu. El tot avea o lunică care trebuia să o scoată și fost împreună. Am fost noi așa mâncat, după am venit acasă. Pe la ora 18, Franco, iubita lui și tânăra care le-a ținut companie, au revenit de la Chișinău. Concubina bărbatului spune că în acea seară a dat o mică petrecere în curte, la care s-au alăturat 4 vecine. Am ajuns acasă, am zis că să mâncăm, am pus masa, era vecina cu noi, că asta e bunica ei. După aia am chemat-o și pe bunica, și pe vecina. Am stat aici mult, că noi ne vorbeam de ziua mea. Să luăm muzică, el vroia că colegii ei alugă cheie la pieducile și am luat niște măști de la România. Și el a început să vie cu măștile alea. O veselie enorm. Am râs foarte tare, el era atât de vesel și ne turna. Hai un pic de șampanie, un pic de limoncel, un pic de aia, un pic. Și foarte vesel a fost. Nimeni din cei prezenți la cină nu s-a gândit că la scurt timp Franco va muri. Vecinii spun că bărbatul era în dispoziție bună. Cu toții planificau cum vor sărbători ziua de naștere a iubitei lui, care urma să aibă loc în următoarele zile. Eu m-am dus, ne-am părăit, am venit la dânși. El a pregătit paste, am stat la masă, unic și doamna din vecină din mahală, tot a fost în coașă. Și am stat vesel, mai scurt el, au adus niște măști de la Italia, la tăti ne-au pus, chiar că este și în fotografiile cum. Și-a râs, de nu mai putem atunci seara. Tu băut o leac de vin negru, la urmă a adus el un limoncel, ne-a servit așa. Pe urmă nu știu ce a făcut. Și-au pregătit ceva mâncare, să stăi la masă și m-au sunat pe mine. Eu când m-am dus, ieși de la masă. Și-am stat acolo, am glumit. El s-a dus în casă, că marți, peste câteva zile, următoarea marți, trebuie să fie ziua ei. Și el avea niște măști aduse de la Italia și ne punea măștile și ele. Și cred că acum să fim frumoși, cum să ne măscăm, cum să-i facem surpriză, cum să ne gătim, cum... Foarte vesel! Tânăra de 19 ani ne-a pus la dispoziție un video pe care l-a filmat la acea petrecere. În imagini apare și Franco, care împarte măști vecinilor veniți în ospeție. Vecinii spun că îmbrăcatul măștilor este o tradiție din satul lor, care se face la sărbători. Mă, frate, frate, frate! Așa e o leacă! Așa!
Petrecerea a durat aproximativ până la ora 21. Musafirii au plecat, iar cei doi concubini au rămas să facă ordine, spune iubita lui Franco. El mi-a ajutat să strâng masa și eu zic, păi spălă vasele, zic, eu atunci mă să mă spăl. S-o duc și s-o luat tricou să schimbe, s-o dus în baie, s-o spălat, eu mi-am spălat vasele, am măturat și el zic, poți să intri deja tot. Eu zic, bine, zic, mă duc un pic afară cu cățelul. Bine, să joace, s-a așezat aici și eu m-am dus în cameră să-mi iau tricou și am văzut că el la mașină vine și zic, cu cine? Deci așa mi-a arătat, cu băiatul. Ah, bine. Și eu m-am dus în baie, m-am spălat, m-am piesat un pic. Următoarea dată, când a ieșit în curte, femeia povestește că a înlemnit. Ea l-ar fi găsit pe Franco inconștient. Spune că, desigur, a încercat să-l salveze și a chemat ajutoare. Prima care a venit a fost vecina de vis-a-vis. Când am ieșit, era aici. Aici, cu picioarele încoace, cu capul încolo. L-am luat de brațe repede să-l trezesc, l-am pus pe genunchi, era foarte greu, foarte greu, l-am mișcat un pic, am luat apa, l-am stropit cu apă, l-am adus până aici și de guler l-am agățat să-l trag aici. De guler l-am agățat și l-am ridicat și am început să-i dau cu palmele, să-l trag din nas. Chemat salvarea, veniți repede, că nu, Franco nu știu ce are. Și zic, acum, repede, au venit repede, eu nu știu cum de așa au venit repede. Și după aia l-am tras de, ca să-l ridic și începem să-l dau cu apă, cu palmele. I-am suflat în gură, îl bătem în piept. Franco, nimic. Când m-am dus, el ridicase și îl răzama de un perete acolo pe șezute. Și eu m-am uitat la dânsul, l-am mai zgâltuit, l-am mai scuturat, l-am mai suflat, l-am mai udat cu apă. Zic, el n-are puls, nu vorbește, nu, parcă nu suflă. Deci, și spăgem, e mort. Femeia spune că încă avea speranța că doctorii îl vor salva pe Franco, dar medicii de pe ambulanță nu au putut decât să constate decesul bărbatului. Eu am ieșit înainte la salvare în drum, și am intrat cu salvarea odată în ogradă cu medici și gata, eu constatat că e mort. I-am pus aparatele cu inima și zic că el nu răsuflă. Aș fi făcut o tromboză. Asta a fost atât. La scurt timp, acasă la iubita lui Franco au venit polițiștii. Femeia povestește că oamenii legii au găsit în mașina lui Franco o sticlă goală, în care a fost tărie. Și după au venit polițiștii. Și după au chemat alții, chiar au încetățat străini. Și au mai chemat alți polițiști. Eu căutat, au investigat tot. Atât a fost. Și nu am altă versie. Domnișoara care filma, din mașină o adus-o. Era pe banca de mașină și el a băut sticla aia cu alcool, 150 de grame, cam era de 50 de grade, 60. El turna în rachiu de la de casă și ține mereu la ușă la mașină. Când și l-am cunoscut, el acolo o avea. Și avea mereu rachiul ăla cu el. Și tamal l-a găsit pe banca lui. Și eu am văzut că el vine de la mașină când vorbea cu băiatul lui. Și ultima convorbire eu am văzut cu băiatul lui, a vorbit și a băut baclașca de rachiu. În aceeași noapte, corpul neînsuflețit al lui Franco a fost dus la morgă pentru a se efectua autopsia. Medicul legist atunci a ieșit afară și ne-a spus, voi știați că el este cu un prinichi? Știam, dar voi știați că el a băut foarte mult vin roșu? Este și martor băiatul meu și noră. Zic, da, o băut. Și ce o mai băut? Și am spus, o băut limoncel, șampanie, vin roșu și la urmă rachiul ăla, care eu n-am văzut. Franco avea probleme de sănătate? Dacă a avut și cancer, omul ajunsesc că doctorul nu i-a mai dat șansă și toți mi erau cum de-o scăpat. El a fost cu mâinile arse, cu o luni de zile a stat, el povestea că a fost ars de tot. Cu un rinichi, nici el a, și din ăla a scos și acum spune că avea un chist. Normal că avea. El avea colesterolul rău în corp. El producea colesterol rău, cum spunea la Italia, și el trebuia să fie foarte atent. Noi am citit în presă, da, mai multe surse, chiar și dumneavoastră, ați dat de 3 ori declarații, nu, o singură și toate dată. Diferite. Nu, o singură dată. O singură dată am fost. O singură dată înăuntru și am semnat foile. Atât. Mai mult nu m-au chemat. Chiar vreau să văd alea 3 declarații. Eu vreau să le văd. Eu am semnat o singură declarație. Vreau să le văd, vă spun sincer. Asta este versia mea și asta va fi. Mă duc și la detector că asta este versia mea. Nu am nimic de ascuns. În presă este scris că bărbatul a murit fiind strangulat. Cu ce? Cu ce? Că l-am ridicat de aici, să-l ridic la perete, da. Asta le-am spus și lor. Normal, de spaimă,
L-am apucat de subțioară, l-am întors și l-am ridicat și-l ridică-l în perete, atât. Asta a fost. Cum credeți, de ce iată în presă scrie astfel de informații despre dumneavoastră? Păi și pe mine m-a întrebat ieri la poliție cum așa s-a putut, de unde au venit treburile astea? Și eu am întrebat, dar de unde? Deci presa noastră s-a luat după Italia, care Italia nu știe nimic. Femeia spune că după moartea lui Franco l-a anunțat pe feciorul bărbatului despre tragedie. Iubita lui Franco spune că familia acestuia ar fi acceptat cu greu să se ocupe de repatrierea corpului neînsuflețit al bărbatului. Abia după 8 zile de la tragedie, cadavrul a fost transportat în Italia. Procurorul m-a chemat chiar la procuror în cabinet și mi-a zis, dacă nu vine ei să-l ieie, noi vorbim cu primărie și îl mormântăm aici. Nu se poate, nu poate să-l mai ține. Aici nu avem condiții pentru așa ceva. Bine, și după aia au vorbit cu ambasada și el a făcut procură pe mine. Băiatul a făcut procură pe mine. La morgă am plătit eu pentru ca să-l mențin. Băiatul acum zice că ați fost vinovat de ce ați dat de băut. Stai, dar până nu poți la un om de 62 de ani cu deasila să dai de băut. Uite, eu m-am dus și am făcut duș, ies din duș, din baie și l-am găsit că el a luat 150 de grame de rachiu. L-am contactat pe rețelele de socializare pe fiul lui Franco Bernardo. Am vrut să aflăm ce i-a spus bărbatul fiului său cu puțin timp înainte de a se întâmpla tragedia. Dar și dacă este adevărat că iubita răposatului său tată a cerut 100.000 de euro pentru repatrierea corpului neînsuflețit. Feciorul lui Franco a citit mesajele noastre, însă la scurt timp ne-a blocat contul de pe care i-am scris și nu ne-a dat vreun răspuns. În presa din Italia scrie că dumneavoastră ați cerut 100.000 de euro exact pentru ca corpul neînsuflețit al lui Franco să fie repatriat. Exact, așa m-am citit și eu. După aia, după bine, două zile... Ați citit și este adevărat? Sau? Nu, după două zile, stați, vă spun, după două zile, când au luat interviu, că au găsit convorbirea, pe telefon mi-a spus nora mea, convorbirea au găsit-o, că eu am zis eu cu mama lui Alessiu, soția lui Franco, fosta soție, eu n-am vorbit niciodată. N-am avut convorbire. Dar Normea mi-a spus după aia, da. A doua zi o sunat ea pe telefonul lui Franco și l-a luat Normea și spune ce facem. Când de la poliție ne spune să facem ceva cu corpul, într-adevăr mi-a spus. Și Beatrice o cheamă. Și Normea mi-a spus, știți că trebuie sute și sute de euro ca să-l transportăm. Trebuie să ne gândim cum să-l transportăm, că aici ne-a spus că nu poate să-l țină mult. Asta a fost convorbirea și la urmă s-a confirmat că așa a fost. Deci n-am vorbit eu, n-am cerut sute de mii, dar a vorbit Normea cu fosta soție, că deja eu a ascultat convorbirea și după aia a spus că da, a zis că trebuie sute și sute de euro să-l transportăm, că aici nu poate să-l țină mult. Și pe mine m-au chemat cu chestia asta, așa că n-am vorbit eu. Totodată am adresat o solicitare către avocatul din Italia pe care l-au contractat rudele bărbatului. Am vrut să aflăm ce măsuri au întreprins autoritățile italiene în privința elucidării cauzelor care i-au provocat moartea lui Franco. Despre ce a vorbit acesta cu fiul său înainte de tragedie, dar și despre bunurile materiale pe care le-ar fi obținut moldoveanca din urma relației cu acest bărbat. Asta pentru că presa din Italia a scris că Franco a cumpărat recent o locuință, iar iubita lui ar fi proprietară în acte. Avocatul din Italia ne-a promis că în câteva zile ne va oferi răspunsuri la întrebările noastre. În presă s-a tot pus accent pe faptul că dumneavoastră ați fi fost interesată material ca să obțineți anumite foloase materiale. Da, ce vei omul ăsta? În sens că acolo scria că iată, acest bărbat ar fi avut un apartament care l-a scris pe numele dumneavoastră. El un singur apartament a avut cu soția lui. Un singur apartament cu soția lui care l-au împărțit, este și avocații. Doar este și legea, el are și hârtiile. Că el a împărțit apartamentul cu soția, gata. El nu avea niciun apartament. Dar dumneavoastră dețineți un apartament în Italia? Nu, eu am casă. Am o casă la țară, în Italia. Da, și a plătesc banca și acum, da. 700 de euro pe lună. Vă arăt și pe telefon, îmi vine rata. Atât. Dar Franco nu a avut niciun apartament, nu mi-a donat niciun apartament, nu a avut el. El a avut cu soția lui și cu băiatul. Dar eu regret că nu mai este omul cel bun care era, într-adevăr un om bun, care m-am înțeles foarte mult. Nu avea bani, nu avea avere, mie îmi trebuia el. Echipa noastră a mers la Inspectoratul de Poliție Soroca pentru a afla despre măsurile pe care le-au întreprins oamenii legii după decesul lui Franco Bernardo. Am discutat cu șeful adjunct al inspectoratului, Eduard Timcu. Acesta a refuzat să ne spună detalii despre caz, dar ne-a promis că a doua zi ne va contacta ofițerul de presă, dar nu s-a întâmplat. Peste încă o zi am revenit cu un apel la Inspectoratul de Poliție Soroca, dar și la ofițerul de presă. Însă am aflat că, deocamdată, poliția nu ne poate oferi vreun răspuns la solicitarea adresată.
Mi-au spus să aștept până să încheie totul și după aia pot să plec. Nu mi-au reținut niciunat nimic, dar atât m-au rugat. Eu respect decizia, pentru că nu sunt vinovat și n-am de ce să fug. Nu văd. Am să stau până cât se poate de stat.